Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează zilele acestea sub egida Centrului de Studii și Documentare Crimca, Simpozionul Internațional Mitropolitul Dosoftei Sfânt, Ctitor Cărturar, Jubileu 400. Evenimentul a început astăzi cu o slujbă de mulțumire. În paraclisul seminarului teologic liceal ortodox din Suceava, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi o slujbă de Tedeum. În continuare, în sala de festivități a Centrului Cultural Educativ Filantropic, Sfântul Ierarh Dosoftei a avut loc festivitatea de deschidere a lucrărilor. Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consiliere parhial, a prezentat cu acest prilej motivele care au stat la baza canonizării Mitropolitului Dosoftei. Mitropolitul Dosoftei a fost ierarhul prin excelență dedicat slujirii prea Sfintei Treimi, Maicii Domnului și Sfinților, respectând cu sfințenie canoanele sfinților părinți și hotărârile sinadelor ecumenice, precum și pe cele ale sfintei noastre biserici. A fost un neobosit propovăduitor al învățăturilor Evangheliei veșnicului Arhiereu, împlinindu-le cel din tâi cu statornică și neobosită râvnă. Și a pecetluit viața cu slujirea și mărturisirea dreptei credințe, expresie vie a trăirii sale în Hristos, precum și cu respectarea făgăduințelor făcute la hirotonirea sa într-o arhiereu. Au urmat mesajele transmise de reprezentanții Universității Ștefan cel Mare din Suceava, dar și de autoritățile județene și locale. Ne bucură faptul că împreună cu Arhipescopia putem fi alături în aceste proiecte frumoase, inițiative care sunt benefice atât pentru mediul academic, cât și pentru toți iubitorii de cultură și de limba românească. Felicitări organizatorilor, mult succes și discuții cât mai plăcute pentru toți participanții. Trebuie să reținem un lucru. Cu dosoftei se naște de fapt poezia românească. Nu spuneu, a spus-o Călinescu, a spus-o Nicolae Manolescu, sunt analize foarte interesante care relevă faptul că asumat sau nu, conștient sau nu, deliberat sau Datorită spiritului limbii care există, mari poeți români, de la Vasile Voiculescu, la Nichita Stănescu, la Pilat, la alții, își au rădăcinile în saltirea preversuri tocmită. Mă bucur tare mult că există o astfel de conferință de mare importanță, 400 de ani de la nașterea lui Dosoftei, așa încât mult succes tuturor! În cadrul simpozionului care se desfășoară anul acesta sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, au fost lansate 5 volume dedicate Marelui Cronicar, precum și albumul Cântări la slujba Sfântului Mitropolit, Dosoftei, al Corului Psaltic al Seminarului Teologic Ortodox, Mitropolitul Dosoftei din Suceava. Cetatea Suceve îmbracă zilele acestea haine de sărbătoare, întrucât găzduiește lucrările Simpozionului Internațional Mitropolitul Dosoftei Sfânt Ctitor Cărturar, Jubileu 400, eveniment organizat la inițiativa și cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, cu sprijinul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Ne dorim ca această mărturie despre lucrarea Sfântului Mitropolit Dosoftei în viața școlii noastre să fie asemenea unui bob în ciragul de mărturii frumoase expuse astăzi în cadrul simpozionului organizat de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, un simpozion desfășurat spre slava lui Dumnezeu, ce lăudat într-o sfinții săi. Sesiunea inaugurală a simpozionului s-a încheiat cu vernisajul expoziției itinerante Moștenirea culturală a Sfântului Erarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. Evenimentele se vor încheia duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava cu Sfânta Liturghie.